și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți frați și surori, slăviți să fie Domnul. În veci, amin. E doar un cuvânt de mulțumire, e un cuvânt de încheiere. S-au spus cuvinte frumoase și parcă n-am dorit la urmă să știrbim din frumusețea cuvântului Sfânt. O să citesc câteva versete și în 5 minute o să ne ridicăm să mulțumim Domnului pentru după-amiaza aceasta frumoasă. Evanghelia de la Ioan, capitolul 21, versetul 15. Iisus i-a zis lui Simon Petru: Simone, fiul lui Iona, nu iubești tu mai mult decât aceștia? Da, Doamne. I-a spus Petru: știi că te iubesc. Iisus i-a zis: paște milușei mei. Iisus i-a zis a doua oară lui Simon: Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu? Da, Doamne, i-a răspuns Petru: știi că te iubesc. Iisus i-a răspuns: paște oițele mele. A treia oară Iisus i-a zis: Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Petru s-a întristat că Iisus zisese a treia oară: mă iubești? Și i-a răspuns: Doamne, tu toate le știi. Știi că te iubesc. Iar Iisus i-a zis: paște oile mele. Fraților și surorilor, este finalul Evangheliei de la Ioan. Evanghelia de la Ioan începe vorbind despre dragostea lui Dumnezeu care a oferit totul oamenilor spre mântuire. Și iată cum încheie. Finalul Evangheliei vorbește despre dragostea oamenilor care trebuie să ofere totul lui Dumnezeu. Vedeți, Mântuitorul Iisus Hristos pentru fiecare dintre noi a pregătit un prilej de îndreptare, de pocăință, de reabilitare. Fraților, toți greșim. Și în viața Sfântului Petru au fost eclipse, au fost sincope, au fost căderi, au fost neajunsuri, au fost ispite. Era, așa cum s-a spus, o fire mai impulsivă, mai energică, mai curajoasă, era în frunte, în față, ieșea mereu în evidență. Dar iată, la finalul vieții, după ce are acea frumoasă mărturisire: Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. După ce taie urechea lui Malhu, dorind să o ia înaintea planului lui Dumnezeu, după ce îi spune Mântuitorul Iisus Hristos: Doamne, să nu ți se întâmple ție una ca asta. Atunci când Mântuitorul vorbea despre patim, despre înviere, despre cruce, despre răstignire, Sfântul Petru n-a înțeles. O viață frumoasă, o viață de apostol, a fost căsătorit. Mântuitorul Iisus Hristos îi vindecă soacra, își lasă mrejile. O viață frumoasă, 3 ani și jumătate, să stai lângă Domnul Iisus, să-i vezi minunile, să-i mănânci pâinea, să-i solbi cuvintele, să-i înțelegi învățătura, să-i vezi umblarea. Și totuși, fraților, după o viață plină de renunțare lângă Domnul, ajunge într-un moment în care se leapădă. Ajunge într-un moment în care mărturisește în fața unui slujnice că nu-l cunoaște. Și iată, vine momentul acesta de la Marea Tiberiadei, când Mântuitorul oferă șansa oricărui om și oricărui suflet și oricărui apostol, indiferent de condiția sa, de statornicia sa, de iubirea sa, iată, îi oferă un moment de reabilitare, de îndreptare, de reîncadrare în rândul ucenicilor. Și Sfântul Petru, cu vocea lui frumoasă, suavă, transformată, răspunde la întrebarea la care trebuie să răspundem fiecare dintre noi.
fraților și surorilor, cred că prin tot ce s-a spus și s-a mărturisit aici în seara aceasta, o întrebare străpunge inimile fiecăruia dintre noi. Mă iubești tu? Haideți să răspundem. Fiecare în dreptul inimii și conștiinței și vieții și umblării noastre, care ne întreabă prin Duhul lui Dumnezeu prezent în seara aceasta aici. Mă iubești? Este o întrebare grea. Este o întrebare care responsabilizează, care implică. Iubirea nu este doar un sentiment. Nu este doar o vorbă aruncată în vânt. Nu sunt cuvinte. Ce Mântuitorul Iisus Hristos dorește mai mult. Dorește fapta noastră, viața noastră, pocăința noastră, lacrimile noastre. Petre, mă iubești tu? Fiecare dintre noi putem răspunde. Vedeți, se spune aici în Evanghelie, era vorba despre oi, despre oițe, despre mielușe. Fiecare dintre noi. Cred că în dreptul acesta nu avem noi slujba sau puțin, o avem aceea de a întoarce mulțimi, de a vorbi, de a avea misiunea Sfântului Apostol Petru. Dar fiecare dintre noi avem mielușii noștri. Avem păcatele noastre, avem scăderile noastre, avem provocările noastre zilnice și toate trebuie să le aducem la crucea Domnului. Și acolo să fie prinosul iubirii și recunoștinței și iertării și împăcării noastre de pline cu Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Fratele Traian, într-o poezie superbă, ce-ți voi spune ție oare, dulce preiubitul meu? În ultima strofă încheie așa. Cred că îți voi spune atunci, Doamne, te-am iubit. Și voi tăcea. Fiecare dintre noi în fața judecății lui Dumnezeu, atunci când Dumnezeu ne va chema pe fiecare pe rând acasă, să putem și noi răspunde la întrebarea aceasta. Cum ți-a fost viața? Care ți-a fost iubirea? Scopul? Să spunem și noi ca fratele Traian. Cu ochii smeriți, cu o atitudine umilă. Doamne, te-am iubit. Și apoi să tăcem. Vrem să mulțumim în numele familiei, în numele lui Vale și al lui Vili, mulțumim tuturor celor care ați ales ca în această după-amiază să participați la adunarea aceasta. Mulțumim tuturor fraților care au venit mai de departe sau mai de aproape. Pentru Lili și pentru Vali, cred că prezența fiecăruia dintre frațiile voastre a fost o mângâiere. Văd aici familia Ștefan, Petru. Le mulțumim că au fost aici cu noi câteva ore. Are fratele Traian o poezie și spune blândeței așează la ușă cu teamă. Acoperă-i lipsa de frate și mamă. Deci pruncul acesta s-a născut într-o familie binecuvântată. Are părinți credincioși și frumoși. Dar are numai doi bunici. Pentru că doi sunt plecați în veșnicie la răsplătire. Fiecare dintre noi, și cei de aproape, și cei de departe, trebuie să acoperim lipsa aceasta prin rugăciunea noastră, prin atenția noastră, prin inima noastră revărsată înaintea Domnului cu mulțumire și cu stăruință să se îndure de pruncul acesta și de pruncii noștri, de fiecare copil. Ați văzut ce frumos au cântat aici. Facă Domnul să putem cânta și cântarea veșniciei, cântarea bucuriei, la fel, în aceeași atmosferă de pace, de liniște și de binecuvântare. Ne ridicăm să mulțumim Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul.